venit la începutul stagiunii anterioare de la Pinar Karşıyaka, unde jucase două sezoane, format la Anadolu Efes Istanbul. Pătrunderea lui Karel Guzman, prima acțiune a clujenilor și primele două puncte cu reușite de lângă inel. Gordiș pentru Cățe, Mendel dintr-o atingere pentru Karel Guzman, aruncarea de trei este rostogolită în coș și sunt 5 puncte Cățe. Cățe aici în duel cu americanul August, lasă pentru Guzman, schimbă partea, Gordiș o vrea de trei, o are! Bang, bang pentru UBT Cluj! Ultima dată, înainte de a semna cu Bursaspor, pătrunderea lui Gordiș, mingea trimisă pentru Mendel, Ațe pentru Leo Mendel, Gordiș pentru Mendel în colț! Recuperează ofensiv Cuti, Gordiș tot pentru Mendel și de acolo nu mai iartă. Stipanović pentru Patrick Richard, care îl găsește tot pe Stipe. Sub panou, Cățe scoate pentru Gordiș. Mingea la Sanders, excelent, lasă pentru Cățe și sunt două puncte înscrise. Sanders. Îi făcea semn lui Cățe să-și ia prin planul. Stipanović pentru Cățe, asta este schema clasică atunci când UBT Cluj are doi oameni înalți. 26-23. Gordiș. Pe mâna stângă Gordiș, excelentă pasă cu podeaua pentru Emi Cățe. Gordiș. Blocajul lui Stipanović, care primește, trimite pentru Cățe și din nou sunt pe aceeași lungime de undă cei doi. Taștiran pentru Bitim, aruncare peste Cățe, la urmărire este Guzman, care absoarbe această minge și îl vede excelent pe Emi Cățe. N-avea pe nimeni acolo Cățe care să-l împiedice să înscrie prin slam dunk. Cățe pentru Guzman. Din nou Emi Cățe, extra pasă spre Bircevici și Emi Cățe spune: e rândul meu să-mi servesc cu echipierii. Tehnicianul sârb, Gordiș. Obligat să iasă de acolo, are avantajul vitezei în duelul cu August, trage de 3, perfect! Nemanja Gordiș din spatele arcului de cerc. Mai ales în condițiile în care bugetul a crescut, bugetul obligatoriu. Foarte bine aici s-au conectat Cățe și Stefan Bircevici. Două puncte pentru clujeni. Richard, Stipanović, Gordiș. Din nou Stipanović, care pe mâna dreaptă finalizează. Nu mai ajunsese acolo din 1979. Pasa lui Stipe a fost foarte bună. Guzman demolează inelul. N-a prins-o Patrick Richard, însă a decolat Karel Guzman, care face ca fierul să vibreze în continuare. Nida, întâmpinat de Stipanović și Gordiș, cu o capcană la care a țâșnit Richard, care reprimește aici, înscrie cu panoul. A patra recuperare pentru pivotul român. Gordiș către Richard, o încearcă de la distanță și o pune în coș. Patrick Richard din parcare. Intercepție pentru Needham, care pe contraatac îl atacă pe Gordiș, însă Gordiș se vede că îl știe bine și reușește să-l lase fără posesie. Superioritate numerică pentru UBT Cluj. Patrick Richard din pasa lui Stipe. Primește acum Stipanović. Duveriolu are 4 greșeli personale. Stipanović totuși scoate pasa pentru Bircevic. Gordiș o caută de 3 și o găsește. Triplă pentru Nemanja Gordiș. Din nou Bircevic pentru Nemanja Gordiș, care joacă 1-1 cu Duveriolu, se duce pe coș și scrie cu panoul. Încă două puncte pentru Derek Needham, care ajunge la 21. Patrick Richard de la atacă pe August, înscrie repede. Liber la 3 puncte, nu trage. Taşkiran o face până la urmă, dar peste inel. N-a fost hotărât dacă vrea să lase acea minge să plece din mână sau să o țină pentru a consuma secunde de pe cronometru. Marchează pe contraatac Leo Mendel. Bursaspor câștigă cu scorul de 95-80.